Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă întâlnire aici la Agro TV, la o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Suntem în localitatea Almeu, din județul Satu Mare, împreună cu domnul Mihai Crișan, un important fermier al zonei și nu numai. Domnule Crișan, bună ziua și... Bună ziua, străiți! Bine ați venit la noi! Mă bucur să fim astăzi împreună. Și eu mă bucur că ați venit la noi. O vreme frumoasă, au fost și ceva ploițe, arată bine, bine pășunea. Oițele nu mai spun. Haideți să le spunem celor de acasă când v-ați apucat dumneavoastră serios de agricultură și de creșterea animalelor. Din 2013 m-am apucat, după 30 de ani. 30 de ani n-am avut niciun fel de animal. Și după 30 de ani am cumpărat oi. De ce ați început cu oi? Vă plăceau? Ați auzit că pot fi rentabile? Am luat niște teren acolo la Vama, lângă mine, aproape de... Am și hotelul, stațiunea aceea acolo la Valea Mării. Și zic, bă, mi-au niște oi că am brânză, am urdă, lapte, tot ce treabă pentru carne, tot ce treabă pentru noi. Și mi-am luat vreo 300 de niori. După ce mi-am mai luat, până am avut vreo 5.000 la un moment dat. Multe. Și le-am vândut și am rămas cu 2.000 de bucăți. Ce ați avut? Țurcană? Ce ați avut? Țurcană, țurcană. V-a plăcut țurcana? Țurcană. Să și pretează pentru zonă. Țurcana mi-a plăcut. Am băgat pe câteva și breză, am câteva breză, dar cred că m-am scăpat de ele. E greu de ele, trebuie să le separ la montă, la... nu-i ușor să le pui deoparte. Și o rămâne numai cu băle. Bun, asta a fost la început. După aia, ușor, ușor, știu că ați dezvoltat afacerile în zona asta agricolă, pentru că aveți și o fermă de vaci, mă rog, aveți și teren, mai multe business-uri. Da, am o fermă de vaci, vreo 450 de capite. Ce aveți, bălțată? Bălțată românească, le-am adus sfleidii, le-am adus din Bavaria, din Germania, am fost și le-am cumpărat toate atunci. Și, no, de atunci tot am crescut, tot ce-i bătrân vând. N-am vândut o vițe din animale, niciuna n-am vândut la nimeni. Tot ce le-am ținut, care cum e și cum crește, o tălăs de lapte, vaca care am luat-o cu 30 de litri de lapte, vițeaua de la ea de 40. Deci au crescut... S-a făcut și ameliorare, probabil. Da, da, da. Progres genetic. Da, da, da. Ne-am ocupat de ele și am ținut numai tineret, că n-avem numai tineret. N-avem bătrâne, dacă avem 5 bucăți. Scăpăm după ce iasă. Și cu laptele unde îl dați? Știu că suntem membru cooperativ, fondator, da. În cooperativă, la Samus Lact. Da, suntem la cooperativă, într-o cooperativă. Până acum au mers destul de bine, tare au scăzut prețul din primăvară și până acum. Produceți mai scump decât vindeți laptele? Da. Sunteți pe minus. Deci din 2013, nu o lună să n-aduc bani, să bag bani de acasă. Cu ei de mere mai bine ca cu zootehnia. Dacă ține așa, încă în un an de zile, peste 2 ani de zile, 3 ani, nu mai avem lapte. Fermierii intră în faliment. Bun, dar totuși, datorită cooperativei, obțineți niște prețuri mai bune. Avem prețuri, că... avem preț mai bun ca restul. Mă mir de restul, cum trăiesc săraci oameni, cum pot să trăiască. Am o grămadă de angajați și eu, care trebuie să le dai salarii, impozite, și acum vreau să schimbe iară cu impozitele. Cum vi se pare ideea asta de a schimba legea asta? Dumneavoastră ați făcut, practic, ați mărit salariul la minim 3.000 de lei, în ideea în care contribuțiile astea erau suportate, da, o parte, da, de stat. Da, la ce se ne referim? Vă dați seama ce putem face acum cu oamenii, că nu putem să le tăiem, să-i tai din salariul lung, n-ai cum. Cum să-i tai? Da. Numai să-i pui. Exact. Și acum ai tăiem din salariu, nu mai stăm. Și avem o mare problemă, domnule, o mare tâmpenie în țara asta. Nimeni nu vrea, nimeni. Nu vrea să ținem animale, nimeni. Și nu animale, nimic, nici să avem firme. Pe cum să iei la un om permisul, pe 3 luni de zile că a avut 101? Cum să iei permisul? 3 luni. Marțea eu luat permisul la tractorist, vinerea mi-a spus că el pleacă în Germania. Și-a plecat și m-a lăsat aici. Și n-am om. Ăștia care circulă drogați, am văzut că n-au niciun fel de problemă, sau băuți. Ăștia îi tolerează poliția. Mai fac tolerează, și... mai prind și poliția. Nu mai prind, dar ați văzut ce s-a întâmplat. Nu poliția e vinovat, poliția e lege. Deci ce lasă legea? Ce-o fac cu legea așa? Dom'le, nu gândesc, nu poți să-l iei la om, la un șofer, cum iei pâinea din mână? Păi dă-i, dom'le, ai avut 101, dă-i avertisment, dă-i de 3 ore, a 3 ore iei-l, dar nu pe 3 luni. Din prima. Ce faci pe 3 luni? Ce faci ala șofer? Duce pâine. Am avut și brutărie. Duce pâine, mâini,
Nu mai e șofer. Cine duce pâinea? A plecat, gata, v-a plecat, lăsat. Și ne-a lăsat. Și e greu de găsit în ziua de azi. Dar nici nu găsești. La noi, mai ales la noi în zona în oraș, la noi nu găsești oameni, domne. Nu sunt oameni de lucru. N-avem oameni de lucru, nimic. Eu vând tot ce am, la jumătate prețul, tot cât am făcut. Am și început să vând nu de acum, din 2013. Am văzut că ce, toată lumea te hărțuiește, te... Sunteți dezamăgit. Da, nu... Dar faptul că ăștia vor să dea o lege în care tractoriștii, mă rog, cei care circulă cu tractoare pe drumurile publice să facă o școală, să primească permis, până la un punct, na, e corect, e logic, dar dacă tot ai permis de categoria B, de exemplu, n-ai putea să circul și cu tractorul pe drumurile publice, că nu te duci să te plimbi, doar traversezi șoseaua de dar multe nici ori. Numai cu categoria B, domnule, trebuie să le dai un certificat la cât stau, că 103 luni de zile și te lasă. Păi cine stă pe tractor? Cine stă, domnule? Nu stă nimeni. Păi ei nu se gândesc la treaba asta. E performant tractor, dar nu vrea să stea nimeni. Cine stă de săran? La săran nu stă nimeni. Toată lumea fuge la primărie, domnule, au 4.000 de lei salari, au vouchere, au liber când e Sfântă Maria, liber când e Paștile, păi aici nu ești liber, veci. Niciodată nu ești liber. Aici n-ai, n-ai libertate, lucrăm una într-una. Cu cerealele astea din Ucraina, ce părere aveți? Că tot trec pe aici, pe lângă dumneavoastră. Nu știu dacă cerealele ne-au deranjat iar atât de tare. Nu? Nu, neapărat. Dom'le, animale foarte puține. Noi avem, noi, țara noastră e o țară bogată. Cea mai bogată țară din, nici nu este în lume așa bogată țară. N-avem conducere, domnule. N-avem conducere. Păi aici avem apă, lemn, petrol, gaz, tot ce vrem, tot ce vrem, domnule, tot ce vrem. Numai nu vrem să facem, nu ne ajutăm pe oameni, nu-i sprijinim. Păi ăsta nu fă acasă, bă, de când ai fă acasă? Nu. De 3 ani? Da. De unde e domnul? Din Maramure, din Cicârlău. E greu de găsit oameni. Dar nu găsesc, domn. Bă, lasă-mă să mă duc și stau eu lângă voi. Dar la vaci, dacă tot mergeți așa în pierdere, vă gândiți să vindeți? Eu gata, am și târgat și contract făcut. Ați făcut deja. Numai nouă da banii. Trebuie cu scrisoare garanție. Și vindeți cât din afacerea acum? De ferma de aici de la Halmeu vând una, că am două. Am una așa, da. Și la amesteacă și una am acolo, o merg, că varză, o bineți. Da. Și aia o vând și 200 hectare de teren. A stabilit, ați bătut palma, am bătut v-ați palma. Înțeles, tot am înțeles. Dacă nu, pământ pun panouri și vând vacile, țin numai câteva, țin 100. Am un proiect acum cu roboți de mulți și reduc din 9.000. Că nici n-aveți. Foarte scumpe, domnule, dar am dat pe o combină de tăiați, 400.000 de euro. Păi niciodată nu scos bani. Niciodată. Unde scos 400.000? Toată lumea se bucură, se domnule, au tractoare, dar nu mai știu și mașini, nu mai știu cum le au. Nu mai știu. Cu credite, că mică te vezi în stradă, bătăți. Că n-au ceva, nu poți lucra cu utilaje, că se strică, rămâi pe câmp. Când e campanie, dacă n-ai utilaje, n-ai făcut nimic? Ești mort. Cine îți dă utilaje în campanie? Că toți au nevoie atunci. N-avem, am utilaje destule, n-am oameni pe ele. Cât teren lucrați? Vreo 700 și ceva de hectare. Și aveți și în proprietate cât? Vreo 400. Tinerii nu mai agrează. Cred că ușor vor dispărea multe fere. Dispărea. Și ce o să facem? O să fie pe aici danezi, francezi, nemți, turci? Nu știu dacă vor fi, că vezi că nici aici nu-s buni. Nu, mă gândesc ca fermieri care să vină să cumpere. Că cine cumpără? Bun, acum românii între ei nu mai cumpără. Și danezi vin și stau aici? Păi nu stau, ei administrează și na. Tot a noștri. Da? Tot a noștri. Dar mai sunt români care vor să cumpere fermele? Nu tare. Eu ce am elvețiani cu turci la oaltă combinați. Și au bani. Interesează terenul mai tare ca ferma. A, mai mult pentru teren. Păi 200 de hectare, dacă pune panouri pe el, scoate bani în 5 ani. Pășunea asta e a dumneavoastră sau e de la primărie? Pășunea e la primărie. Vă ajută primăria măcar din punctul ăsta de vedere? Primăria la Halmeu e un primar foarte bun, omul e mult, e înțelegător, îi ajută pe tăți. Cu animalele, fiecare o dat, după câte animale ai, atâta ți-o dat pășunea. Lumea se înțelege, sunt probleme, da, certuri. Din păcate, acum și el are 70 de ani, primariul. Poate mai candida o dată. După aia nu știu cine va veni. Că, uite, la noi în Vama nu e cine stai de primar, un singur primar avem. Nimeni n-are candidat. N-are concurent cu cine să candideze.
Ce faceți cu lână? Ai dat foc? Ce faceți? Că presupun că de vândut nu o cumpără nimeni. O îngropăm. O îngropați. Facem groapă și o îngropăm. O îngropăm. Uite, tăte zmiori și mneale. Nu știi care e. Uite, asta e mieluță. Uh-huh. Din primăvară. Prețul la ele acum, cum e? Mai la cei buni, e preț bun. E preț bun, preț, nu? Bun. Tot așa, de dat afară, de vândut. Deci, eu am cumpărat, dacă am văzut că mi-a plăcut 10 oi, am cumpărat 400 de la el. Am cumpărat toate, da. Le-am ținut, le-am îngrășat la abator, care le-am vândut. Da. Și am cumpărat o grămadă de oi și de pe acolo, cu care stâdii, care au fost oameni, au avut pășune, am luat oile de la el, cu tot cu pășune. Și le-am dus la îngrășat și le-am dus la abator. Am scăpat de vreo 5 fermieri de aici din Halmeu și 2 din Vama. V-au zis Buda proste că le-ați cumpărat. Păi s-au bucurat că erau slabi, abia de-o ținut, nu au avut ce le ține. Nu au întreținut nici pășune, eu întrețin pășune, o frezez, o întrețin. O mai cultivați acolo, acolo unde, da, sunt goluri. Că însemna și aici, a fost semnat iarbă pe ei. Laptele sau au prea puțin lapte? Lapte de oaie facem caș la Vama, avem acolo stâna cu... Cu voi facem caș, urdă, noi cam de astea știm face zona asta. Dar și astea unde le vindeți? La piață? Sau mai vin oameni și mai cumpără direct? Vin de acasă. Vin de acasă. Știu că e marfă bună n-am și atunci... N-am fost piață de fel cu brânza, n-am dus niciun... Mai că am avut multă brânză în vara asta, dar au trecut toată și cu preț bun. Și am avut și oameni buni acum. Eu, mulțumesc lui Dumnezeu, am oameni destul de buni. Putem merge să vedem și vacile? Chiar vă rog, chiar vreau să venim să vedeți și vaci, să vedeți ce vaci avem. Rasă de vaci bună, bună. Adăposturi? Îmi pare, a, da, am de toate. Păi atunci, mergem de aici să vedem și văcuțele, să mai vorbim și acolo, că e păcat dacă tot ne-am întâlnit astăzi să nu discutești. Am scos niște dițeluc afară, să vedeți, le dăm amoa brac, să vedeți cum vin, ce blândeți, ce cumințe, ce... Îmi pare rău, dar am vreo 70 care sunt pe mine. E jurincuță. Da. Chiar dacă vând ferma, îmi fac o fermă la Vama, da, cu doi roboți, să am tot să fie cu robot. Să fie automatizat. Automatizat, tot, să nu am treabă cu oamenii. Ăsta e viitorul acum. Mi-s mai dragi ca un pic ca oile, amu. Până amu nu mi-o pot, amu mi-s mai dragi. Oaia atâtea probleme are, de oaie trasite lângă ea. Ori cade în canal, ori cade în șans și rămâne acolo, ori... O mănâncă câinii, ori o fugărez, nu, ciorăle, ori o găsesc ceva, lupti. E tot timpul trebuie să cu ochii pe ea și să o supraveghez. Multe probleme. Tot timpul. Aici încă nu sunt, dar dincolo unde-s viței, am acolo sub berbecii. O foie de ani de zile până anul trecut. Singure, îngrădite, singure. Omul numai că tot dormit în vagon și... Și atât. Și atât. Văd că văcuțele astea sunt blânde, sunt prietenoase, sunt nemțoaice, nu? Nemțoaice. S-au adaptat ușor în România? Nu. Nu? N-aș mai aduce altul. De ce? Păi mi-au adus boală de picioare, șteope, noi n-am știut de șteope până... Până la ele? Până la ele. Și acum tineretul care ești, cam ies. Ele au fost acolo ținute pe stabulație, am înțeles. Stabulație, da. Acum sunt pe pășune. S-a simțit la cantitatea de lapte diferență ceva? Nu le scot în pășunii alea cu lapte. Alea cu lapte nu. Alea nu m-am închisă. Păi se simte pe lapte. Și după ce iau roboțul se simte. Deci cu 5 litri de lapte dă o vacă mai mult. Dacă bag roboț. Sunt mulse bine, cum se spune. Se mulge 3 ori pe zi. Da. Îi dă mâncare câtă treabă. Asta dacă e tare e, o împinge pe aia la altă de la mâncare mănâncă ce mai bun e. Corect, așa e. Și rămâne... Și mănâncă ceea ce n-are lapte, mănâncă mult și ceea ce are, mănâncă puțin. Ce cantități de lapte dau ele acum, în momentul ăsta? Păi, depinde, care cum. Am zis că până la 40 de litri de lapte. Păi, cred că e bine pentru bălțată română. Da, foarte bine. Era rasă mixtă, în fond, și la urma urmei. Adică ele au și partea asta de carne dezvoltată. Acum văd că le dați o uruială, nu? Mă lai cu criticale, cu grâu. Cu grâu, cu... Le place, văd. Da. Spuneați că reforma o dați la sfârșit de an, face selecție, vedeți în ce decembrie merită să rămână, ce... Care au probleme cu picioarele, cu pulpa, e bătrână, afară. Nu de lapte mult, este vacă că de lapte 4-5 luni.
Și nu dă. Ia se vacă ce dă, nu o putem înțărca. Până fată. Fată cu 15 litri de lapte, un țărc pe zi. Odată, la o mulți, 30 de litri pe zi. Și un țărc n-am ce face, 7 luni și doctorul nu mă lasă. Și laptele ăsta merge către cooperativă. E un contract care am înțeles că în momentul ăsta e bunicel. Adică bunicel la ce e pe piață, nu că e prețul bun. Față de ce e pe piață e mai bine, nu? Da, da, da. Vă dar gândiți pe viitor să vă faceți propria fabricuță? Da, avem, avem, e pregătită gata, da? Numai, dar... Și avem și proiect, avem altul proiect. Ei, atunci probabil că se schimbă un pic situația. Depozitare avem pentru lapte, deja. Și am urmă trebuie să aducem utilajul să mărim hala. Da, așa, ca om care vorba aia, lucrează atâta timp și știți. Cum e, domnule, eu ca și consumator să plătesc 8-9 lei pe litru de lapte și dumneavoastră să nu-l vindeți nici cu 2 lei? Ce face ăla care îl preia, îl procesează și îl pune în magazin? Asta e. Tot laptele și n-ar fi problema dacă ar fi lapte, lapte. La noi, practic, prețul e mai mic, vine lapte mai scump din Ungaria. Cum? Asta iar nu mai înțeleg. Nu știu, nu știu dacă, nu știu cum, ce... Ce, ce fac ei? Au niște subvenții ascunse, înseamnă? Au subvenții și au contracte. Altfel nu se poate, domne, nu se poate, n-ai cum. Dacă stai să te gândești să o iei logic, nu? Da. Le dă statul, îi ajută, îi încurajează. Noi nu ne ajută nimeni. Ce ne ajută? Oamenii zic că e subvenția mare. Ce dracu subvenții? Păi ce subvenții? La agricultură nu merită să mai iei. Eu nu merită să sar, mai bine cumpăr că mai ies mai bine. Mai bine, da. Terenul e cam rău aici, nu-i bun. Cu oamenii greu? Cu oamenii greu. Motorina oblei, dar unde, domnule, oblei să faci agricultură? Strâmpiți de cap. Corect, așa e. Cu animalele sălbatice nu aveți probleme, sper, aici. Pare mai ferit așa. Aici am avut anul trecut. Da? Forice lup, mi-au mâncat o grămadă de oi. Lup sau șacal? E posibil, da, că s-au mulțit și ăștia, au ajuns și pe aici. Nu știm ce, dar câțiva ani nu a fost nimic. Boile erau singure, că îngrădit tot, erau singure, tot pe aici. Și la abator prețul e bunicel, dacă le dați? Sau? Eu nu știu, eu teurașii nu-i țin. Care cum e fată, îi vând. A, îi vindeți de mici. De mici. Nu stați cu ei să vă complicați. Nu, că am tot ținut și prețurile au fost în bajocură, te-ai chinuit numai cu ei și nu... Să-i îngrași, să-i... Să-i îngrași și... Și aveți pe cineva cu care lucrați un... Oameni, vin oameni și cumpără din sat, și... din ferme, oameni care țin acasă ei, care se ocupă. S-au obișnuit și știu că aveți animale bune și atunci vă caută ei, nu trebuie să vă bateți capul prea mult în sensul ăsta. Da, păi o să mergem de aici să vedem și cealaltă fermă, pentru că așa am promis că facem un tur prin exploatațiile dumneavoastră. Totodată acolo urmează să fie înstrăinată ferma, nu? Da, da. Domnul Crișan, revenind la ferma despre care ne-ați spus că va fi vândută, haideți să le dăm telespectatorilor mai multe detalii. E construită pe fonduri europene. Da. Grajurile astea sunt ultramoderne. Da. Au o capacitate de cât? 250 de capete. 250 de capete. Ele sunt populate în momentul ăsta cu bălțată românească. Da. Animalele astea arată, fără să vă flatez, fără să vă perii, cum se spune, foarte, foarte bine. E meritul dumneavoastră, dar și al oamenilor care lucrează aici, că fără ei nu s-ar putea. Ce mai trebuie să înțeleagă cei de acasă? Că o astfel de investiție a fost făcută cu foarte multe eforturi, e în timp realizată și, cu părere de rău, ea pleacă către străini începând cu anul viitor. Nu pleacă ferma de aici, că rămâne tot în localitate, numai că administratorul, proprietarul, se va schimba. Da. Văd condiții de bunăstare, aveți ventilatoare, aveți perii. Cam tot confortul, cred că, încât să dea lapte suficient. Cam cât lapte dau vacile astea de aici? Da, păi medie sau cât pe cap de? Medie, că e mai... 24-25, ai de nuț. 25-26, medie. E bine, sunt văcuțe tinere, nu? Da, da. Tot e tineret. Tot e tineret. N-avem bătrâne. Puțini avem. Și avem, le scoatem acum, când, în decembrie. Le dați la reformă. Le dăm la reformă. Astea sunt tot din Germania aduse? Aia este, nu mai este, este de-a noastră.
Astea din Austria, dar tot din spațiul ăla. Da, din acele mame. Uh-huh. Astea sunt toate crescute, alea toate le-am dus la vatori. Și au fost crescute tot în stabulație și în Austria. Da, da. Așa probabil că probabil, dar ei mai scot afară, că iau teren și le... Au pășune. Au pășunea lor, terenul lor. Ei nu țin mult, ei țin 60, 70 până într-o 100. Nu-i ca la noi, noi sunt ferme mari. Dar cum vi se pare dumneavoastră afirmația asta că vacile au devenit printre cei mai mari poluatori? Eu nu știu, mie nu-mi vine să cred că animalul se poluează. Flatulația văcuțelor a devenit pericol pentru societate. Dom'le, vă întreb așa direct și o să-mi răspundeți tot direct. Mai suntem întregi la minte? Păi nu, dacă vrem să omorâm animale, normal că nu. Ce vrem să mâncăm? Ce vrem? Și așa, și dacă ne-ar ajuta, tot până la în câțiva ani de zi va fi o mare problemă. O mare problemă. Revenind la ce se întâmplă cu vaca, poluatorul numărul 1 al planetei. În Olanda, dacă te duci, miroase ca la dumneavoastră, da, în fermă, peste tot și nimeni nu-i deranjează. Și în Austria. Și în Austria la fel. În Austria, Germania. Tot ce e pe acolo. Tot primăvara miroasa peste tot. Toată lumea îngrașă pământul cu dejecții de la animale. Cu dejecții de la animale. Da, și e un îngrășământ natural până natural. La urma urmei, nu? Ne place laptele, dar nu ne place cum miroase. Păi atunci ce să mâncăm? E nouă, ne place, la alții nu ne place. Dar da. Ne place cu miroase. Corect, dar na, poate că alte generații o să mănânce carcalaci ca să fie mai... Uitați aici în ce constă hrana acestor animale, din ce e făcut și cum miroase acest furaj. Îți vine să-l mănânci tu. Ce avem aici, domnule? Lucernă, secară. Noi dacă mâncăm pâine de secară, avem impresia că suntem altcineva și văcuțele astea vorbea aia, mănâncă zilnic, nu? Și atunci cum să nu fie sănătoase și să aibă o carne marmorată, un lapte care până la urmă ne face mai viguroși și mai sănătoși pe fiecare dintre noi. Da, cred că tot ce vedem aici e 100% natural. Am văzut că nu folosiți alte... Nu. Noi avem fereceul nostru, noi măcinăm, exact. Noi ne facem toate furajele și tot ce treabă la ele. Am văzut și pe afară ferma foarte bine aranjată, îngrijită. Cu silozuri, mai treabă un pic, da. Mai trebuie un pic pe aici, pe acolo, dar acum, na, nici noi nu suntem perfecți ca oameni, așa, nici fermele astea n-au cum să arate ca la Neckerman, cum se spunea pe vremuri. Am ajuns cam la finalul emisiunii. Care ar fi concluzia, domnul Crișan? După atâția zeci de ani de muncă în zootehnie și în agricultură în general, ce ar trebui să înțelegem? Cum vedeți dumneavoastră viitorul de acum peste 5 ani, 10 ani? Eu bine nu-l văd peste 10 ani. Eu văd să nu avem animale. Nu vor rezista oamenii. Toți sunt de tot, toți au credite. Toți. Toți și cu leasing-uri și avem proiecte făcute. Acum zic că nu sunt bani să ne dai bani. Am, hai să vin roboți acum. Trebuie să pun 450.000 de euro jos, plus TVA, 500.000 de euro. Să-i pun jos și de unde? Aia e întrebarea. Și în câți ani scot banii acei roboți? Am roboți, hai să zicem că roboții scot banii, că face economie la oameni și la lapte. Deci producția de lapte va crește. Am ajuns la finalul emisiunii. Cred că ați putut vedea câteva exploatații interesante aici în fermele domnului Crișan, pentru că am filmat în mai multe locuri. Asta e situația din clipa de față în zootehnie. Mulțumesc mult de tot!